Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Aoleu, aoleu. Bă, frate, eu am dat la farfurile astea două, la ambele am dat un. Cine ce a făcut acum? Ok. Lasă-mă să ghicesc, aici avem două farfurii. E ca noi salată. Eu nu știu din punctaj care este mai proastă decât cealaltă, știu doar că eu personal am votat mai bine canelonii decât salata de pastă. Să că văzusem farfuria ei și știu că nu fusese chiar gata. Am zis, hai mă, poate am o șansă. Să spună odată numele celui care pleacă acasă. Hai, Irina! Nu-mi doresc să plece primărița deloc. Noi suntem bomba și fitilă din echipa aia. Ținând cont că primărița nu-i bucătar de meserie, totuși primărița, mă aștept să câștige Andrei. Din păcate, cel mai mic punctaj l-a obținut salata de pastă. Pare rău. Nu cred așa ceva. Trebuie să de paste. Este, mă, gata, am rămas cu toată echipa întreagă. Am fost gata, deci... A noua minune, mă, deci n-ai cum, eram atât de bucuros. Gata, m-au venit toți acasă, ăștia suntem toți. Bravo, mă, bravo, bravo! Cum, mă, salată de paste, ești nebun? Salată de paste, cu zahăr. Avut miere. Să amesteci iaurtul cu miere din start, îl duci într-o zonă de desert. Dacă mi-ai pui și creveți, n-ai o greșeală mult prea mare. Te-ai aruncat fix în cap, te-ai aruncat. Chiar îmi pare rău. N-am ce să-i fac. A ajuns într-o zonă de gătit unde l-a depășit. N-a fost să fie. Probabil că aia a fost cum trebuie și aia nu a fost. Ce să-i faci? Bravo! Bine, mă! Wow! Astăzi, Gina a fost senzațională. Să nu dai tu niciun violet afară. După ce trei la rând ne-ai nenorocit. Ai spus că sunt senzațională în fiecare seară. Tocmai acum mi-ai spus pentru că n-ai fost la duel. Aoleu! Bravo, băi! Mi-a dat emoții în seara asta. Wow! De nedescris. Bravo, băi! Bine! Ce s-a întâmplat, șef? Îmi pare rău, sincer. Dacă am avut emoții, a fost pentru Minu. Dar nu m-am gândit niciodată la Andrei. Niciodată. Pare rău pentru el. Era un om care chiar merita să ajungă pe departe. Dădea plus valoare echipei Andrei. Nu m-am așteptat. De acum încolo, deschideți gura și vorbiți despre absolut orice între voi. Deci dacă vă mai văd că stați cu capul în fiecare în tigaia lui, eu personal vă dau afară. Păcat că s-au făcut niște greșeli astăzi pe care am fi putut să le evităm. Trebuie doar să vorbim mai mult. Și data viitoare, când ajungeți la duel și faceți o farfurie, faceți o farfurie comestibilă, nu de iaurt cu miere de desert, într-o chestie sărată. Exact ce v-am spus. Fiecare de greșeală se plătește. Băi, bravo, băi! Bravo, băi! Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.